Bună ziua, numele meu este Grigorina Mitrofan, sunt medic specialist, diabet, nutriție și boli metabolice și astăzi am să vă vorbesc despre ce înseamnă vârstă vasculară. Vârsta vasculară reprezintă vârsta aparentă a vaselor de sânge, în mod particular a arterelor, atunci când o comparăm cu vârsta populației generale. De cele mai multe ori, vârsta vasculară nu corespunde cu vârsta noastră biologică. Spre exemplu, vârsta vasculară a unei persoane sedentare și obeze de 40 de ani poate fi de fapt de aproximativ 70 de ani, iar vârsta vasculară a unei persoane de 70 de ani, dar care a făcut sport și care este o persoană atletică, poate fi de fapt vârsta vasculară de 45 de ani. Mai mult decât atât, prin studiile clinice s-a observat faptul că vârsta vasculară a copiilor obezi, dar care au 5 ani de zile, este de aproximativ 30 de ani. Un renumit medic al secolului 17, numit Thomas Siderman, a remarcat acest lucru și a spus că, de fapt, vârsta noastră este vârsta vasculară. Cu cât avem vasele mai îmbătrânite, cu atât progresia noastră către boli degenerative este mai rapidă. Ce presupune, de fapt, îmbătrânire vasculară? În mod normal, vasele și, în special, arterele îmbătrânesc. Această îmbătrânire înseamnă o schimbare atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere structural al arterelor. Adică, la nivel structural, vom avea de-a face cu o creștere a cantității de colagen și o scădere a cantității de elastină. Prin urmare, vasele vor fi mai rigide și vor avea o capacitate mai mică de a se dilata, adică o scădere a vasodilatației. Pe de altă parte, vom avea de-a face și cu o grosime sau o îngroșare a vasului de sânge, în special a celor două tunici intimă și medie. Pe de altă parte, există un alt proces pe lângă acest proces pe care l-am menționat și care se numește un proces de arterioscleroză. Există procesul de ateroscleroză, care este mult mai cunoscut și mult mai mediatizat și care presupune de fapt acumularea de lipide în peretele arterial. Această acumulare de lipide este de fapt dependentă de cantitatea de colesterol din sânge. Prin urmare, avem de-a face, în special el de colesterol, prin urmare avem de-a face cu două procese. Un proces de fibroză, da, care este acest proces de scădere a elasticității și creștere a rigidității vasculare și, pe de altă parte, un proces de încărcare lipidică, care ulterior va conduce la formarea plăcii de aterom și care, la un moment dat, se va rupe și va produce infarct miocardic sau alt eveniment vascular. Ce este foarte important de menționat sunt, de fapt, factorii care influențează îmbătrânirea vasculară precoce. Și aceștia sunt fumatul, obezitatea, stresul oxidativ, care poate apărea în mai multe tipuri de boli, spre exemplu, în diabet. De asemenea, bulimia inflamatorii. Se cunoaște faptul că persoanele care au, spre exemplu, poliartrită reumatoidă, au, de fapt, și o îmbătrânire vasculară precoce. Și, de asemenea, un alt factor foarte important este tensiunea arterială necontrolată. În special, diferența dintre tensiunea arterială sistolică crescută și tensiunea arterială diastolică scăzută. Cum diagnosticăm vârsta vasculară? Se poate realiza prin măsurarea rigidității arteriale. Cu alte cuvinte, cu cât arterele noastre sunt mai rigide, cu atât vârsta vasculară este una mai înaintată. De ce este important acest lucru? Este important deoarece impactul asupra organelor este unul semnificativ. Spre exemplu, cu cât avem o vârstă vasculară mai înaintată, există șansele mai de a dezvolta accident vascular cerebral precoce, infarct miocardic, boală arteriară periferică, adică ischemii de membre inferioare,
de asemenea demență vasculară precoce care ne predispune la Alzheimer, depresie și de asemenea o insuficiență renală cronică de cauză hipertensivă. Prin urmare, sunt două mecanisme foarte importante, unul care ține de hipertensiune și celălalt care ține de rigiditate vasculară, iar aceste două mecanisme sunt interconectate. Ce putem face noi ca să scădem, de fapt, riscul pentru o boală cardiovasculară? Putem, până la un anumit punct, putem preveni și chiar putem avea o reversibilitate a îmbătrânirii vasculare. Acest lucru presupune scăderea ponderală și în studii s-a dovedit că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri, scăderea ponderală, controlul greutății. Al doilea lucru este scăderea tensiunii arteriale, controlul ei, adică o tensiune arterială sistolică mai mică de 130 mm coloană de mercur. Alt lucru important este renunțarea la fumat, aportul de sodiu scăzut și de asemenea controlul factorilor care înseamnă stres oxidativ crescut, precum este diabetul sau prevenirea lor. Un alt lucru important pe care merită menționat este suplimentarea cu vitamina D. S-a arătat faptul că persoanele care au nivelul vitaminei D scăzut în organism sunt mult mai predispuse la un eveniment cardiovascular. Prin urmare, este foarte important să avem grijă de vasele noastre, deoarece ele ne determină durata vieții și, de asemenea, și calitatea vieții.